Victor Hugo, Mizerabili, volumul al doilea, partea a treia, Marius, cartea a șasea, întâlnirea a două stele, capitolul 8. Chiar și invalizii pot fi fericiți. Fiindcă am rostit cuvântul nevinovăție și fiindcă nu ascundem nimic, trebuie să spunem că odată, oricât de încântătoare era Ursula lui, i-a dat totuși un motiv de amărăciune foarte serios. Era într-una din zilele acelea în care fata îl hotăra pe domnul Leblanc să părăsească banca și să se plimbe pe alee. Un vânticel vioi de iunie legăna vârfurile platanilor. Tatăl și fiica trecuseră la braț prin fața băncii lui Marius. În urma lor, Marius se ridicase și urmărea cu privirea, așa cum se cuvine când ți-e sufletul tulburat de dragoste. Deodată o adiere de vânt, mai poznașă decât celelalte și pe semne aleasă ca să împlinească primăverii rosturile, suflă dinspre pepinieră, se abătu peste alee, învălui fata într-un fior încântător, vrednic de nimfele lui Virgiliu și de faunii lui Teocrit, și ridică rochia, rochia ei mai sacră decât mantia lui Isis, aproape până la înălțimea jartierei. Un picior minunat ieși la iveală. Marius îl văzu, fumâniat și furios. Fata își trase repede rochia în jos cu o mișcare speriată, dar el rămase totuși revoltat. E adevărat, se afla singur pe alee, s-ar fi putut totuși să mai fie cineva de față, dacă a fost cineva. E cu putință un asemenea gest? Ceea ce a făcut e îngrozitor. Vai, beata copilă nu făcuse nimic, nu era decât un singur vinovat. Dar Marius, în care mijea de slușit acel Bartolo ce zace în orice șerubin, era hotărât, nemulțumit și gelos până și de umbra lui. Într-adevăr, așa se trezește și printre rădăcini în inima omenească, fără niciun drept, urăcioasă și plină de ciudățenii, gelozia pătimașa a cărnii. De-al minteri, lăsând la o parte gelozia, nu simțise nicio plăcere văzând piciorul ei minunat. Ciorapul alb al oricărei femei i-ar fi plăcut mai mult. Când Ursula sa, după ce ajunsese la capătul aleii, se înapoia cu domnul Leblanc și trecu prin fața băncii pe care Marius se așezase din nou, Marius i-aruncă o privire ursuză și fioroasă. Fata a avut o mică tresărire întovărășită de o ridicare a sprâncenelor care însemna ce s-a întâmplat. Aceasta a fost prima lor neînțelegere. Abia isprăvise Marius să-i facă această mustrare din ochi, când cineva străbătu aleea. Era un invalid, adus din umeri, foarte zbârcit și cu părul foarte alb, într-o uniformă din timpul lui Ludovic al XV-lea, purtând pe piept mica decorație ovală de postav roșu, cu spadele încrucișate, crucea Sfântului Ludovic și fluturând o mânecă fără braț înăuntru. Omul avea bărbia de argint și un picior de lemn. Lui Marius îi se păru înfățișarea lui foarte mulțumită. Îi se păru chiar că bătrânul cinic, pe când șchiopăta alături de el, îi făcuse cu ochiul prietenește și vesel, ca și cum o întâmplare i-ar fi făcut să se înțeleagă și să guste la oaltă un noroc neașteptat. Ce anume îl putea face să fie atât de mulțumit pe acest hârb al lui Marte? Ce legătură putea să fie între acest picior de lemn și celălalt? Marius era în culmea geloziei. Poate că a fost de față, își spuse el, poate că a văzut și îi venea să-l ucidă pe invalid. Timpul însă netezește tot. Această mânie a lui Marius împotriva Ursulei, oricât de îndreptățită ar fi fost, trecu. Până la urmă o iertă, deși destul de greu. 3 zile i-a purtat pică. În vremea asta și tocmai din pricina asta, patima lui crescuse până la nebunie.